Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Raul și Ionela s-au apropiat la petrecere normal, pentru că acolo se apropie toți. Au și motive. Mai beau un păhărel, e atmosfera de așa natură, muzică, romantic, normal. Tineri sunt, se apropie. Apoi, știți că el e cu mama lui, a vorbit cu mama lui, i-a spus că nu are nimic împotriva Ionelei, chiar o place, iar ea se lăuda, uite-te, mi-a dat un inel. Da. Fetele râdeau și zice mama lui că chiar mă bucur că are cine să-mi zică mamă soacră. Dar l-am văzut pe Raul că nu prea încântat era și chiar a zis că nu i-a dat el inelul, ea l-a luat. Și ea zice, vrei să ți-l dau înapoi? Nu prea încântat de unela, nu știu ce vrea el, sau așteaptă alte fete. Crede că cine și ce prințese vin. Să ia una care e acolo, la îndemână, cum fac toți. Apoi au vorbit de pupici, dacă s-au pupat sau nu. A zis că doar așa, chiar asta a fost expresia lor, nu a fost un sărut adevărat. Dar ce a spus el Ionelei, vrei pe mama de soacră, asta putea să pună pe gânduri pe oricare fată. Chiar a și zis Mirela, vai, dacă a apărut așa ca o cerere în căsătorie, nu? Și mie mi se pare tot la fel, când zici asemenea vorbe, nu mai cauți după aceea să te răzgândești, să o drești, să zici că nu aia am vrut să spună, aia am vrut să spună. Nu-i asumă. Nu i-a subat. El vrea cu toate, n-ați văzut. Date cu trei fete, a dansat și cu aia și cu asta și cu... Da. Chiar a și spus că s-a creat un context. Păi normal că s-a creat, pentru că au stat împreună. Apoi, după multe insistări, pentru că n-a zis din prima, a zis, da, vreau să fiu într-o cunoaștere cu Ionela. Până la urmă a zis. Andrada chiar a fost la un date cu Stelian, dar înainte să plece, atâta se simțea vinovată față de Ramona, tot a întrebat-o, făcea că mă simt penibil cum să mă duc. Și Ramona a asigurat-o că nu are nimic împotrivă să se ducă ea la un date cu Stelian. Păi cine? Vasta lui? Au fost și în cunoaștere câteva zile, atât tot. Toate că Ramona spunea că ea se atașează foarte repede. Dar eu, părerea mea e asta, că Ramona-i de vină că s-a despărțit de Stelian. Ramona-i de vină, nu el. Oricum nu s-ar fi căsătorit cu ea, ce-ar fi zis și mama lui. Și femeie a spus la început că nu vrea femeie cu copil. Iar zicea Stelian că o place pe, încă o place fizic, cum zice el, pe Ramona, pe Tess. De Andrada zice, da, e o fată frumoasă, dar nu-i genul meu și cu asta încheia tot. Nu-i genul lui. Așa că degeaba se simte Andrada vinovată față de Ramona. Chiar nu înțeleg. Chiar a asigurat-o de mai multe ori că nu mai sunt cu el, nu-mi pasă. Și chiar așa este, chiar nu-i pasă. Iar Stelian zicea, păi da, că Ramona a încercat să-l facă gelos și nu i-a ieșit atunci la petrecere, doar că el nu i-a ieșit, dar fără să încerce să o facă geloasă, pentru că a ales-o, că asta fa Andrada la date, dar știți că zicea Ramona, de ce trebuia să o aleagă pe Andrada după aceea, zicea. Am mai fost la un date cu ea, putea să aleagă altă fată. A, băgat-o la idei, poate și închipe că o să se lege ceva, dar nu cred. A început să-i spun Andradei și n-aibă încredere în el, pentru că el spune multe, face puține, că asta înseamnă că îl cunoaște foarte bine în câteva zile cât au stat de vorbă, că n-au stat de vorbă o zi întreagă, câteva ore. Dar uite că îl cunoaște, sau așa credea. S-au creat foarte multe discuții, foarte, foarte multe și toate aiuria. Cum că Raul și Ionela s-au cunoscut afară și ce dacă în sezonul trecut n-a fost Ștefan și Adriana, care au fost și cuplu?
Nu contează dacă se cunosc de afară. Principalul e să nu facă în casă un cuplu. Asta e regula. Poate să se cunoască. Ce importanță are? Cu toate că amândoi au negat. Amândoi au negat că nu se cunosc decât să urmăresc pe Instagram, cred că. După aia a început că sora ei, că ea a zis prima, cu una din surorile ei, care două, e născută în aceeași zi cu Raul și de acolo s-au făcut atâtea discuții. Chiar unii dintre băieți și unele dintre fete chiar cred asta. Da. Iar Ramona chiar spunea că Raul vorbește fără să gândească. Da. S-a mai discutat cum că o place și pe Ramona, dar Ramona a spus că ei, în afară de Stelian, nu-i place niciunul deocamdată. Iar cineva, nu știu cine, îi spunea, păi da, că zice că nu-l mai place pe Raul pentru că a refuzat-o și că a luat-o pe Ionela la date. Raul, ea a cerut-o, adică n-a luat-o încă. Când o să aibă, dar pe ea a cerut-o. Prima dată a zis că ar vrea și cu Ramona, după ce s-a răzgândit, știe ce a pățit atunci cu trei fete. Păi da. Și Raul mie nu-mi place de el. Vorbește prea mult, încă nu știe ce vrea, nu e asumat. Așa că, oricum, Ramona, ea nu vrea pe nimeni deocamdată, pentru că încă se gândește la Stelian, mai ales că ea și supărată că a luat-o pe Andrada la date. Ar fi putea să se ducă, cu toate că nu recunoaște. A zis că vrea să mai aștepte. Ce să mai aștepte? Să mai intre concurenți? Diana și Alex. Ea vorbea cu fetele cum că Alex ar fi ispita. Și că place altă fată. Bănuiește ea pe una, dar zice că nu vrea să dea nume până nu e sigură. A fost întrebată, dar n-a vrut să dea nume. Oare pe cine bănuiește că o place? Dar și Alex ar trebui să-i spună. S-au declarat într-o cunoaștere, da? Sunt în cunoaștere. Și atunci ce... Diana, zic, ce atât al mai suspectează? Ba că ispită, ba că place de altă fată. Eu cred că problema e la ea, nu la el. El e băiat frumos. Mie-mi place de el cum arată, așa, e prezentabil. Așa, caracter încă nu-mi dau seama cum e. La caracter nu-mi dau seama pentru că nu-l cunosc chiar destul de bine. Dar e prezentabil. Chiar nu mi-a plăcut cum a fost în emisiune îmbrăcată Diana. Avea un sutien, adică se vedea din ea, parcă avea un costum de baie, un sutien de baie. Așa vii la emisiune. Am mai văzut și prin alte sezoane, nu știu, o modă, sunt niște bluze sau rochi, așa, ca în formă de sutiene. Am văzut și pe aici, dar măcar nu ies la mare și vara în sezon. Nu-mi place de... Mi-a plăcut puțin la început, dar când am văzut niște fotografii pe Instagram cu ea, cu încă o fată, erau chiar foarte aiurea aceste fotografii, nu mi-au plăcut deloc de la ea și nu-mi place nici acum de ea. Nu-mi place. Dar... Ea nu știe ce vrea, am văzut-o și la petrecere că era supărată, îngândurată. Îl bănuiește pe Alex, că ispită, plus a și spus clar că nu are încredere în el. Atunci de ce te-ai mai băgat în cunoaștere dacă n-ai încredere? Eu când n-am încredere în cineva, nu vreau să-l cunosc, vreau cât mai departe de mine, că e bărbat, că e femeie, nu contează. Dacă nu-mi inspiră încredere, de ce să stau cu el și să zic că îmi place? Pentru că a fost întrebată dacă îl place, a zis că îl place. Păi n-are cum să nu placă, că e băiat frumos. Și oricum încrederea se câștigă, dar nici să spui nu am încredere în tine. Pare foarte, foarte aiurea cu cuvântul, dar atâta știu tinerii din ziua de azi, atâta știu, atâta vorbesc. Cam asta a fost până acum. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!